Iubitul Elenei Udrea a făcut ce a făcut și a reușit să se îmbogățească în cele 3 luni cât fosta blondă de la Cotroceni a stat în arest în închisoarea de femei din Costa Rica. Cel puțin așa se laudă pe Facebook la doar câteva zile după ce Udrea a fost eliberată. Deși a fost nevoit să stea să-și crească fetița nou născută în Costa Rica, Adrian Alexandrov a rulat afaceri imobiliare de 4 milioane de euro în România. A fost și scandal uriaș pe Facebook după eliberarea Elenei Udrea din închisoarea de femei. Prima imagine cu ea acasă, după 2 luni și jumătate de arest, i-a încăierat pe românii care urmăresc situația celebrei fugare. Suntem bine acum, ne pregătim pentru ziua de mâine. Cum a fost? A fost o experiență vă rog. Foarte grea. Foarte grea. De data aceasta foarte grea. Eu spun de data aceasta pentru că o compar cu cea din 2015, când am fost arestată preventiv în România, mult mai greu, mult mai greu decât atunci, pentru că de acum există un copil, există Eva și despărțirea de ea a fost foarte greu de suportat. Am găsit-o mult mai mare decât am lăsat-o. Am lăsat-o la 13 zile, când m-au ridicat de pe stradă și am găsit-o acum mult mai mare și îi mulțumesc mamei pentru asta și lui Adrian că a avut grijă de ea și este sănătoasă, este bine, a crescut foarte mult. Cred că și ea este curioasă să mă cunoască, s-a uitat la mine în continuu. Încercăm să ne cunoaștem reciproc.